Din toată această poveste umilitare, pentru Panduri un lucru e clar. Clubul gorjean nu are cei 500.000 de euro datorați dinamoviștilor, așa că situația trebuia rezolvată pe altă cale. Pentru ca liderul Oțelul să nu ia 3 puncte gratis, patronul Stelei, Gigi Becali, s-a oferit să-i ajute pe Panduri. Propunerea șefului Stelei a fost luată însă drept glumă de gorjeni. Becali îi cerea acum pe Gabriel Matei și încă 100.000 de euro pentru a achita el datoria. Sub nicio formă nu. S-a stabilit clar care a fost modul de transfer, doar din vară poate să plece. Sau ați văzut și dumneavoastră declarația aia la televizor și gata. A fost o declarație făcută la mișto. Acordul inițial dintre Pandurii și Steaua prevedea o sumă de transfer de 1.000.000 de euro pentru Matei, mutarea urmând să se facă din vară. Dinamoviștii au încercat și ei să profite de momentul de slăbiciune al Pandurilor și l-au cerut pe internaționalul de tineret Vlad Chiricheș în contul la jumătate din datorie. Pentru a stinge datoria, câinii îl vroiau însă și pe brazilianul Cardoso pe lângă Chiricheș. Ce din conduce ar trebui să-și rezolve problemele, poate câinii nu se vând acum, nu mai sunt 48 de ore până la începerea campionatului să dăm jucători. Asta e șantaj. Mie mi se pare șantaj. Te prind la un moment prietenic și îți iau, un jucător poate care valorează mai mult. Liga Profesională de Fotbal a emis astăzi comunicatul prin care anunță oficial că Pandurii nu au fost programați la meciul cu Oțelul ce trebuia să se dispute vineri de la ora 14:30 la turnul Severin.